Și vă spune așa că relația lor a început pe când aveau doar 14 ani, iar acum au o căsnicie de peste 10 ani. Așadar, artistul Marian Cosma vorbește despre relația cu soția lui, despre neînțelegerile în căsnicie, dar și despre ce i-a ținut uniți atâția ani. Ce nu te trebuie, care mi-e place. Cu tine fac orice, nu am nicio jenă. Ești iubirea mea, iubirea mea supremă. Să știți că eu sunt cu soția mea de la 17 ani. Ea avea 14 ani, eu 17. Nu prea am apucat să ies până la vârsta de 17 ani, să am timp să agăț, pentru că munceam foarte mult. Tatăl meu mă trimitea să fac lecții de muzică particular, școală populară de artă, școala propriu-zisă, bineînțeles, și atunci nu am reușit să reușesc să agăț până la vârsta de 17 ani. Și după ce m-am combinat cu soția mea, am rămas așa, nu mi-am mai permis atunci să merg să mai agăț pe plajă. Probabil că dacă nu ne cunoșteam așa la vârste fragede, probabil că aș fi îndrăznit să merg și eu să agăț pe plajă. Spune-mi care a fost replica cu care ai cucerit-o pe ea atunci. I-am cunoscut la o petrecere, cântam tot așa la o serată, o seară de-asta românească. Aveam 17 ani și a venit acolo cu sora ei și cu un grup de fete, m-a văzut, ea era foarte atrasă de muzică, tot așa, trăiește muzica și ea, și o ia ca o terapie, e o terapie muzica pentru ea. Și m-a văzut și i-a plăcut probabil și fizic și faptul că cântam acolo și era restaurantul plin și impresionam lumea. Și eu am fost primul care a făcut pasul. Ea se uita, știi cum e, tot bărbatul trebuie să ia, știi, să ia decizia. Și am tras-o deoparte și am vorbit cu ea, în fine. Cam asta a fost situația și cam așa ne-am cunoscut. Și de atunci bănuiesc că îi cânti în continuu soției tale. Ea nu se satură niciodată de mine, să știi. Avem atâția ani împreună și încă mă ascultă cu plăcere. Ea își face CD-uri cu mine și le bagă la mașină când plecăm într-o plimbare undeva, într-o excursie, le bagă, pentru că ea nu are de multe ori ocazia să mă asculte. Ea fiind acasă, eu fiind la eveniment, ar vrea să mă asculte de multe ori. Dar nu reușește și pentru asta își face CD-uri, le bagă la mașină și eu spun, te rog frumos, închide că eu sunt sătul de mine. Păi da, tu ești, dar eu nu sunt. Păi și ce vrei să facem? Cum o dăm? Pune-ți căști. Și pune căști și ascultă. Și eu vorbesc taca, taca, taca. Ea nu mă ascultă și după ce am dat seama, zic, stai că ea este conectată la Marian Cosma, acum la virtual. Noi facem mereu din evenimente să fie o nebunie. Astea cred că sunt cele mai mari nebunii ale noastre. Să fac ceva, o trăsnaie sau nu știu la ce te referi. La noi numai petreceri nebune sunt. Totul e o nebunie la noi, să știți. Orice petrecere e o nebunie. Facem să fie o nebunie. Mai îmi iau acordeonul, mai pun în cap. Asta pot să spun că e o nebunie, da. Mai iau bețele, mai bat la țambal. Astea sunt niște nebunii frumoase.